Sunt imagini incredibile filmate zilele trecute la Doicești. Norul de praf provenit din urma demolărilor se poate observa de la câțiva kilometri. Localnicii sunt disperați și spun că nu mai pot suporta praful. Oamenii cer intervenția de urgență a autorităților, deoarece se tem pentru sănătatea lor. Și șoferii care trec prin zonă se simt în pericol, spun că vizibilitatea se reduce semnificativ din cauza prafului.